19 iulie. Pomenirea Sfintei Cuvioase Măcrină. Sfânta Măcrină a fost sora mai mare a Sfinților Vasile cel Mare și Grigorie de Nisa. Fecioară tânără fiind, ea a fost logodită cu un bărbat nobil. Când logodnicul ei a murit, Măcrina nu a mai voit să se logodească cu alt bărbat, zicând, nu este drept ca fecioara logodită odată cu un bărbat să caute după aceea iar logodnă. Chiar și după legea firii trebuie să fie o singură logodnă, așa cum este o singură naștere și o singură moarte. Ea a mai arătat că dreaptă este cugetarea ei și din credința în înviere, socotind că logodnicul ei nu a murit, ci trăiește în Dumnezeu. A zis Măcrina, păcat și rușine trebuie să-i fie femeii care nu este credincioasă bărbatului ei atunci când acesta este forțat să plece într-o călătorie depărtată. După moartea logodnicului ei, Măcrina împreună cu maica ei, Emilia, au luat tunderea în monahism, nevoindu-se în asceză aspră. Ele au trăit din lucrul mâinilor lor, cea mai mare parte a timpului însă, închinându rugăciunii și cugetărilor dumnezeiești. După un timp, maica Emilia a murit și la fel fratele, Sfântul Vasile cel Mare. La 9 luni după moartea marelui Vasile, celălalt frate al Sfintei, Sfântul Grigorie de Nisa, a venit să o cerceteze pe Măcrina, sora lui, și a aflat-o și pe ea pe patul cel de moarte. Cu puțin înainte de ceasul ieșirii sufletului ei, Măcrina s-a rugat Domnului astfel, Stăpâne atotputernice Doamne, care le dai odihnă trupurilor noastre prin somnul morții pentru o vreme, Tu iară le vei scula pe ele la zguciumul cel de-apoi. Iartă mie păcatele mele, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, și dă mie cu suflet curat să ies înaintea Ta din acest trup stricăcios. Dăruiește mie ca sufletul meu fără de păcat să se înalțe, ca tămâia înaintea Ta. Ea după aceea s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci pe frunte, ochi, față și inimă și și-a dat sufletul. Ea s-a odihnit în Domnul la anul 379 după întrupare. Pomenirea Sfântului Cuvios Dia. Sfântul Dia s-a născut din părinți creștini în Antiohia, Siriei. Încă din fragedea lui tinerețe, el a fost dat la învățătura cea sfântă, sub călăuzirea unor bărbați călăuziți de Duhul Sfânt, a fierosiți vieții celei monahicești și astfelor petreceri. Cuviosul Dia s-a luptat mult cu diavolii patimilor trupului, dintr-o care lupte cu mila lui Dumnezeu, ieșind biruitor, a primit de la el marele dar al facerii de minuni. În rugăciunile lui, Sfântul Cuvios Dia se îndrepta mai ales către Sfânta Treime. El a făcut minuni mari și înfricoșate, numai cu puterea rugăciunii. El a făcut să înflorească toiagul său cel uscat, a umplut cu izvoare de apă un puț sec și a făcut să moară un om necredincios, apoi să învie iar. După o anume vedenie ce i s-a arătat de două ori, Cuviosul Dia a părăsit Antiohia și s-a sălășluit lângă Constantinopol, aproape de cetate, unde și-a continuat viața lui de nevoințe aspre. Vestea lui s-a răspândit repede, astfel încât însuși împăratul Teodosie cel Mic a venit să-l cerceteze și să primească de la el cuvânt de zidire a sufletului. Patriarhul Atticus l-a hirotonit atunci pe Dia într-un preot. Trăind mulți și îndelungați ani, cuviosul Dia s-a pregătit de moarte. El a primit sfânta împărtășanie, i-a povățuit pe frați, s-a întins pe patul său și, înaintea ochilor tuturor celor strânși acolo, s-a aflat mort. Vestea adormirii cuviosului Dia a atras la cinstita lui în mormântare mulțime de popor și de fețe înalte, între care patriarhul Atticus al Constantinopolului și patriarhul Alexandru al Antiohiei. Dar pe când se pregăteau să-l ducă pe cuviosul Dia la groapă, acesta s-a ridicat de pe catafalcul său, ca și dintr-un somn, și a zis, Dumnezeu mi-a mai dăruit 15 ani de viață. Astfel, cuviosul Dia a mai trăit încă 15 ani, întocmai aducând premulți la calea mântuirii, vindecând mulțime de popor de grelele boli sufletești și trupești și ajutând premulți într-o ale lor felurite suferințe cumplite și nevoi. El la urmă și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, căruia cu dragoste și credință i-a slujit în toată îndelungata lui viață. El s-a odihnit la anul 430, aflându-se la cele mai adânci bătrâneți. Pomenirea cuviosului părintelui nostru Ștefan cel Înalt. Acest Ștefan a fost fiul gneazului sârb Lazar și al neaghinei Milita.
El a fost un apărător al creștinătății din Balcani în vremuri nespus de grele. El a fost ctitorul minunatelor mănăstiri Manasia și Calinici. După o viață de mari nevoințe și tulburări, el s-a odihnit și a trecut la Domnul în 19 zile ale lunii iulie din anul 1427. Cugetare! Cea mai mare frumusețe a unei femei este cuviința, căci lipsa de cuviință la o femeie este cea mai nenaturală și mai respingătoare imagine care se poate vedea în lume. Viața Sfintei Macrina este un exemplu ilustru de bună cuviință, care se cuvine să fie a oricărei femei. În tinerețile ei, cuvioasei Macrina i s-a ivit o rană adâncă la sân. În povida sfaturilor mamei ei, Emilia, de a lăsa să o vadă un medic care să-i poată prescrie și tratament, Macrina a refuzat aceasta, afierosindu-se pe sine în întregime trup și suflet ca monahie lui Dumnezeu. Măcrina nu mai înțelegea să se descopere în fața unui bărbat spre a afla de la el vindecarea bolii ei trupești, ea care nu concepea să apară goală nici măcar înaintea mamei ei. În timpul acestei boli și acestor discuții, Măcrina s-a rugat într-o noapte cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu, strigând din rărunchii inimii ei. Lacrimile ei s-au amestecat cu praful pământului din locul în care se afla și l-au prefăcut în tină la picioarele ei. Cu credință de nezdruncinat, Măcrina a luat din acea tină făcută din țărână și din lacrimi și s-a uns cu ea la rana ei. A doua zi, fericita s-a trezit complet vindecată. Când maica a intrat la ea, cernită de durere să vadă cum îi este, Măcrina, din smerită cugetare, nu a voit să descopere că Domnul a vindecat-o prin minunea rugăciunii și a lacrimilor amestecate cu țărână. Cine voind să-i arate rana, i-a zis: "Mă voi vindeca, mamă, numai dacă îți vei pune tu mâna ta dreaptă peste pieptul meu și mă vei însemna cu semnul Sfintei Cruci peste rană." Emilia și-a întins mâna și a însemnat-o pe fica ei cu semnul Sfintei Cruci peste rană, pe care, atingând-o, nu a mai simțit-o, căci rana nu mai era, se mai vedea doar cicatricea rănii care fusese. Așa și-a ascuns Măcrina goliciunea trupului din bună cuviință și puterea ei de a face minuni din smerită cugetare. Luare aminte. Să luăm aminte la minunata prorocie a lui Valaam, numerele 23-24, la cum Valaam venise ca să blesteme poporul lui Israel, așa cum ceruse Balac, regele moabiților, la cum în loc să blesteme poporul, Valaam l-a binecuvântat, poruncindu-i se așa de către Duhul lui Dumnezeu, la cum Valaam a prorocit despre Hristos când a zis: "O steară sare din Iacov, un toiac se ridică din Israel." Numerele 24-17. Predică despre apostolicească iubire și descernământ, dreaptă socoteală. Dar mă voi silica și după plecarea mea să vă amintiți necontenit de acestea. 2 Petru 15. Fraților, să ne rugăm ca să se deschidă inimile noastre spre a putea primi în ele această taină adâncă. Mai înainte de cuvintele acestea, apostolul a zis că nu va înceta niciodată să aducă aminte credincioșilor mereu despre adevărurile mântuitoare ale credinței, despre puterea dumnezeiască dată oamenilor prin Hristos Domnul și despre aceea că oamenii trebuie să se pregătească spre a primi această putere scăpând, mai întâi, de stricăciunea poftei cele din lume. 2 Petru 1:4. El acum merge mai departe și făgăduiește că se va silica și după plecarea lui, adică după ieșirea lui, după cum se spune în textul vechi grecesc al Noului Testament, din această viață, când își va lepăda cortul acesta, 2 Petru 1:14, adică după ce se va desprinde de trupul acesta, după ce va muri. O dumnezeiască credință, o mângâiere a sufletelor noastre, o dulceață, apostolul ne făgăduiește că va continua să se gândească la noi și să ne chivernisească pe noi Biserica lui Dumnezeu pe pământ, chiar și de dincolo, din cealaltă lume. El ne făgăduiește că nu va înceta să ducă mai departe lucrul pe care l-a început pe pământ, aducându-se mereu și mereu aminte nouă, credincioșilor, despre care este țelul vieții noastre și iubindu-ne mereu pre noi, cei credincioși de pe pământ care credem în Hristos. O apostolicească iubire, atât de asemenea iubirii lui Hristos, o apostolicesc discernământ pe a cărui iubire Duhul Sfânt nu o împuținează, câtă vreme mai petrec oamenii pe pământ înfășurați în perdeaua întunecată a trupului morții acesteia. Sfântul Apostol Petru a dat această făgăduință credincioșilor acum aproape 2000 de ani. Oare a împlinit-o el în tot acest timp? Cu adevărat a împlinit-o,
până la ultima certă și nu numai așa cum o interpretează unii, prin aceea că ne-a lăsat epistola sa și prin succesiunea apostolică, ci în primul rând prin lucrarea lui de toată vremea în biserică, pe care o lucrează din cealaltă lume. Sfântul Apostol Petru de multe ori s-a înfățișat aievea unor oameni, așa cum au făcut și ceilalți apostoli. Ori de câte ori biserica a avut nevoie și după negreita purtare de grijă a lui Dumnezeu, el le-a adus aminte mereu păstorilor și credincioșilor bisericii că trebuie să se țină strâns de sfânta credință și să-și îndrepte pururea cărările vieții lor. Dar chiar și atunci când apostolul Petru nu apare aievea sau în vedenie oamenilor, el a lucrat și pururea lucrează spre a noastră mântuire, într-un fel tainic, cunoscut doar cerului. Pentru Sfinții Apostoli, existența vieții de după moarte, a raiului și a celor cerești, a fost tot atât de limpede pe cât este lumina soarelui celor care au vederea nevătămată. Să ne dea și nouă Dumnezeu pentru rugăciunile lor, ca să se deschidă ochii noștri duhovnicești, ca să putem vedea și noi încotro ne îndreptăm și ce ne așteaptă după moarte. O, Stăpâne Doamne tot milostive, Iisuse Hristoase, izbăvește-ne pe noi de întuneric și scoate-ne la lumina vieții cele adevărate după mare mila Ta și pentru rugăciunile Sfinților și întru tot lăudaților apostolei Tăi, că-ți ție se cuvine toată slava și mulțumita în veci. Amin.